Mergem mai departe pentru că avem imagini incredibile de la galați. Cea mai veche statuie din țara lui Mihai Eminescu a fost deteriorată după ce vopseaua roșie din Girlandele puse la gâtul sculpturii s-a scurs și a murdărit toată lucrarea. Inițial s-a crezut că monumentul a fost vandalizat. Ghirlandele au fost așezate pe statuie la ceremonia din 15 iunie, data la care a decedat marele poet. Cum în ultima perioadă a plouat foarte mult, toată vopseaua din florile artificiale s-a curs pe întreaga statuie. Mai grav este că Vopsea Roșie nu a putut fi îndepărtată. Fiind vorba despre un monument vechi, este dificil să fie curățată fără a fi deteriorat și mai mult.